Ați văzut ce se mai comentează despre foștii concurenți și în primul rând a fost comentat Laur ca fiind, din punctul de vedere al lui Cătălin, copiatorul perfect al lui Andrei. Și că până și prima iubită... Păi așa știu, că eu nu mă uitam, dar mai vedeam adică așa. A ales o blondă pe Florina, da, din cauza că așa o avea Andrei pe Cătălin. Așa cred, nu știu, poate mă înșel, că nu prea am urmărit emisiunea, dar am văzut câte puțin așa. O dată pe săptămână când mă duceam la mama mea, mai mă uitam. Cătălin, aș vrea să zic în calitate de fostă susținătoare a lui Laur în ediția trecută, că Laur nu duce lipsă de fete, da, nici nu acum. Contează. Nici noi nu ducem urmare, dacă nu pentru Andrei venise în emisiune și nu de Andrei i-ar fi plăcut. Și n-a fost în niciun caz o concurență, doar că el are o slăbiciune pentru blonde. Da. Cum și tu ai pentru brunete, de altfel. Iubit, și s-a iubit mult, din ce ne-a spus, și prin emisiune. Cu Oana, care nu era blondă. S-a iubit cu Oana, categoric. Asta nu mai ei știu ce a fost în ție. Tu ai spus că oricum simteai că ei nu vor fi împreună. Așa am văzut, nu știu acum. De ce s-au despărțit? Știe cineva? El poate o plăcea. Să știm. Nu știți, nu? Nu știu, nu vreau. Aha. Poate să aflăm. Mâine, poate. Da, să vină. De la ora 11, când începem finala, poate. Zic să stați pe lângă noi, că s-ar putea să avem niște surprize. Da, e mâine, eu vă tot ameninț că mâine e specială, dar nu și nu, Batman! Fiți atenți că venim, dimineață venim, să vă beți cafeaua cu noi și să țineți ochii larg deschiși, că s-ar putea să aflați lucruri nemai auzite de la foști concurenți, care, da? Care vor fi alături de noi, pentru că vom afla 21 de povești mâine de la ei, cu ocazia celor 21 de ani de Antena 1, deci... Avem treabă multă de la 11 și până la ora 16. Bun, am mai văzut că lui Teodor i-a plăcut foarte mult de Gina. Foarte mult i-a plăcut lui Teodor de Gina. Asta e, fată frumoasă, ochi frumoși. A fost, a plecat, n-ai venit. Eu am venit, dar nu s-a putut. Ai venit și atunci, ai venit pentru Gina? Da, da. Pe cuvântul tău și nu s-a putut. Lasă că poate a fost pentru tine Ionela, de aia ai venit acum. Păi da, așa a fost destin. Ionela, ai plâns? Nu. Știu, de-aia nici nu te întreb dacă ai plâns, că știu că n-ai plâns. Cristian, da. Erai mare fan Andrei, da, și cu toate astea n-ai fost la întâlnire, ți-a fost rușine. Da. De ce? Aveam emoții așa, nu știu, mă gândeam că nu o să mă salute, nu o să mă... Da, vreau să știu, susținătorii lui Cristian de anul ăsta sunt în mare parte susținători de lui Andrei? Eu am fost amazoană anul trecut, îl cunosc pe Andrei personal, este la fel de... frumos și de sincer, așa cum ești și tu, asta nu ca o comparație, și stai fără grijă că în momentul în care tu vei fi în locul lui Andrei în acel autobuz, va fi omor. Ia, ce frumos! Păi zici că Andrei postează fiecare zi. Fiecare zi, da? Știm toate mișcările sunt lor. Sunt atât de activ. Fiți atenți mâine, vedeți ce postează Andrei. Sunt superbi, superbi. Ia fiți atenți mâine ce postează Andrei, că s-ar putea să-l vedem. La ora 11 vă dau întâlnire în finala de mâine. La revedere!